Oana Roman nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Este cunoscută drept cea mai influentă persoană din mediul online din România. Viața ei personală a fost mereu un subiect de prima pagină a ziarelor. Ea s-a căsătorit cu Marius Elisei în anul 2014, iar în urma mariajului are o fiică pe nume Isabela. Oana și Marius au fost împreună mai bine de un deceniu. Din păcate, în 2021, au decis să meargă pe drumuri separate și drept urmare au divorțat. La doar șase luni după aceea, au decis să fie, din nou, împreună, dar nu și-au mai oficializat relația la starea civilă, după ce și-au făcut o superbă ședință foto de Crăciun. Se pare că începutul de 2023 a fost momentul în care Oana Roman și Marius Elisei au decis să-și spună, din nou pa. De atunci, cei doi au început să-și facă acuzații în public. Securea războiului nu a fost îngropată, pentru că Pereul a făcut o nouă serie de declarații care i-ar putea provoca fostul partener la replică. Fanii lor au fost mereu curioși să afle motivul separării celebrului cuplu, și se pare că adevărul abia acum a ieșit la iveală. Astfel, nu vă mai ținem pe jar și vă spunem că motivul despărțirii a fost lipsa de încredere. Se pare că Marius, odată cu scăderea în greutate a vedetei, a simțit de multe ori că ar fi fost înșelat. Chiar dacă Oana Roman susține că nu a fost cu alți bărbați nici măcar cât au fost despărțiți. Se pare că acest aspect nu a contat. Mai mult de atât, vedeta nu-și dorește relații nici în momentul actual.